Ești o persoană gânditoare, sociabilă, originală, cu o personalitate dinamică și deschisă. Mintea și curiozitatea ta inventivă contribuie la dezvoltarea ambelor emisfere ale creierului și îți permit să înțelegi nu numai știința și tehnologia, ci și teoriile filozofice și religioase. Uneori te deplasezi în gândurile tale, în lumea logică, iar uneori ești condusă de un sentiment puternic de compasiune cauzată de idealurile umaniste. Pentru o existență armonioasă, este necesar să găsești un echilibru între aceste două părți ale personalității tale. Tu lupți cu încăpățânare încă de la început și când cucerești în cele din urmă poziția, vei face totul pentru a rămâne în acel loc. Atâta timp cât nu-ți dai seama cât de justificate sunt ambițiile tale, vei suferi profund din prăbușirea speranțelor tale. Distinsă prin intenție, te poți refugia cu ușurință în divertisment, care îți poate umple tot timpul, chiar dacă îți pierzi controlul de sine. Cel mai mare succes va fi obținut de tine dacă vei putea combina cele două părți contradictorii ale personalității tale. Cu toate acestea, fluctuezi de obicei ca un pendul, o stare mai relaxată și una agitată până la extreme, incapabilă să realizeze o combinație armonioasă de trăsături de caracter diferite. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: gândire, loialitate, colectivism, reformism, imparțialitate. Deoarece vărsătorul este controlat de două planete simultan, personajul tău se distinge prin ambiguitate impresionantă. Mai mult decât atât, nu este neobișnuit ca un vărsător să fie condus de un Uranus iubitor de libertate și încăpățânat, dar forțele lui Saturn te depășesc cu maturitatea. Tu posezi în mod natural o minunată înțelegere intuitivă a majorității proceselor din lumea din jurul tău, dar poți suprima această abilitate cu îndoieli inutile și neîncredere față de tine însăți. Guvernarea lui Saturn îți oferă terenul necesar și îți poate crea uneori o stare de spirit depresivă. În același timp, Uranus înălțată te răsplătește cu spiritualitate intuitivă și capacitatea de a genera idei complet originale. Astfel, în anumite perioade ale vieții te găsești pe un fel de leagăn, ce pot varia la vârste diferite, de la starea de geniu excentric până la pragmatism excesiv de precaut. Este ușor de ghicit că principala sarcină de viața ta este menținerea echilibrului armonios. Emoționalitatea excesivă combinată cu imaginația magnifică te poate conduce către complexe de geniu nerecunoscut, iar tendința de a respinge ideile la rând ca fiind nerealiste, dimpotrivă, poate duce la oportunități ratate și la o viață prea plictisitoare. Dar, în general, ești o persoană prietenoasă și loială, luminoasă, puternică și plină de viață, care trebuie doar să țină cont de personajele complexe ale patronilor stelelari și de influențele lor conflictuale. Planeta ta guvernatoare este Uranus. Aceasta determină progresul. Planeta este favorabilă pentru cele care descoperă noi direcții în artă. Planeta ta în exil este Soarele. Soarele este responsabil pentru lipsa unui nucleu intern, precum și pentru incapacitatea de a prioritiza, și falsa afecțiune, pentru lipsa de emoție. Vărsătorul îți conferă originalitatea, sociabilitatea, extraversiunea, ingeniozitatea. Ai o minte profundă, ești tehnică și umanistă în același timp, cunoști logica rece și emoțiile turbulente, ești idealistă, trăiești într-o lume a ideilor și proiectelor. Simpatizezi cu toată omenirea și te străduiești sincer să faci viața mai ușoară pentru oameni prin invențiile tale. Pentru a găsi fericirea și posibilitatea exprimării armonioase, trebuie să-ți echilibrezi personalitatea, să împaci toate contradicțiile. Mai devreme sau mai târziu, dorința copleșitoare de a fi prima te va determina să-ți mobilizezi forțele. Dacă reușești, este puțin probabil să renunți la poziția ta. În același timp, interesele conflictuale, sănătatea precară, vârsta înaintată, chiar eșecurile la locul de muncă te pot descalifica complet. Scăderea pe scara carierei,
Este posibilă datorită faptului că a doua parte a personalității tale e predispusă la divertisment. Nu ai fost creată pentru a fi lider, deoarece nu ai autoritatea de care are nevoie acest supraveghetor. Prin urmare, ar fi preferabil alegerea unei profesii chiar dacă este indirect asociată cu structuri politice sau ierarhice înalte. Tu ai fost înzestrată cu un sentiment al proporțiilor, o calitate cu adevărat stelară, adesea atrăgând pe alții. Poți fi uneori ambițioasă, atât la locul de muncă, cât și în cercul social. Dacă este nevoie, te adaptezi eventual la rolul de lider și ești foarte convingătoare atunci când îți expui punctul de vedere sau propuneri concrete. Ocupând un post înalt, simți o dispoziție publică și, prin urmare, contactezi cu ușurință oamenii în orice mediu, indiferent unde activezi. Activitatea inerentă și pasiunea te fac foarte atractivă sexual. De regulă, prietenii și cei dragi sunt fericiți că sunt familiarizați cu tine, chiar dacă pentru o perioadă scurtă de timp. La urma urmei, aduci de obicei o nouă abordare a vieții altora, îmbogățindu-ți existența. Pentru tine, totul este un joc. Pentru public, ești aparent modestă, talentată, receptivă, dar nesigură pe tine, ești capabilă să fii sceptică față de astfel de calități pozitive ale naturii tale. Casa ta, vorbind în mod figurat, este un refugiu în care numai cei aleși pot intra. Probabil cea mai mare problemă este că tu nu poți înțelege ceea ce vrei cu adevărat din viață și până când vei face acest lucru, vei gusta câte ceva din loc în loc. Nu ești similară cu alte vărsătoare având astfel de calități, ești sigură pe tine, plină de noutate, interesantă. Ești o persoană creativă, sociabilă și inventivă, cu toată reacția și dragostea ta față de ceilalți. Tu ar trebui să te bazezi pe calea vieții tale numai pe puterea ta, să decizi asupra scopului și să te muți treptat pe calea pentru a-l realiza. Ești atrasă într-o măsură mai mare de oameni puternici și dominatori, ceea ce înseamnă că, dacă ești condusă, vei căuta o persoană similară, iar dacă ești liderul, atunci răspunsul este evident. Cum afectează data de 21 ianuarie soarta ta? Toată viața ta încerci să ajungi la vârfuri diferite și să fii întotdeauna prima. Din păcate, riști să simți propria inconsecvență și vei fi foarte îngrijorată în legătura cu acest lucru. Pentru a preveni eșecurile și distrugerea speranțelor, este foarte important să înțelegi nivelul capacităților și ambițiilor tale. Tu ești un izvor de energie internă și ești foarte intenționată în tot ceea ce faci. În ciuda dispoziției de a atinge toate obiectivele, și nu sunt puține, te poți rătăci cu ușurință și îți pierzi autocontrolul, deoarece îți place să te distrezi și uneori să uiți de ceea ce este cu adevărat important și de ceea ce ar trebui să acorzi mai multă atenție și timp. Sfat, este foarte important să fii capabilă să unești contradicțiile interne și să realizezi o armonie a personalității. Cu toate acestea, acest lucru este destul de greu de realizat, deoarece vei fi în mod constant atrasă de la o parte la alta, de la relaxare la tensiune. Nu dispera, lucrează-mi totdeauna asupra ta pentru a obține rezultatul dorit. În mobilizarea capabilităților tale și realizarea oricărui succes, nu te grăbi să renunți la pozițiile tale și să încerci să rămâi pe primul loc în toate locurile posibile. Cu toate acestea, mulți factori vitali te pot agita, fie că sunt probleme de sănătate, probleme la locul de muncă, inconsecvență în interese sau chiar bătrânețe. Problemele legate de locul de muncă sunt adesea asociate cu faptul că îți faci cea mai mare parte a timpului liber și nu ai de lucru. Ar trebui să te ferești de asta. Astrele spun că nu poți deveni lider. Motivul este că nu ai întotdeauna suficientă putere necesară care să îți permită să devii un lider real. Sfat, încearcă să alegi o profesie, într-un fel sau altul legată de politică sau de ierarhie. Îmbunătățind abilitățile și talentele, poți ajunge la vârf și îți poți consolida ferm poziția. Tu ai un sens delicat al proporției, care adesea îi atrage pe alții. Nu ești întotdeauna prea ambițioasă în toate domeniile vieții. Dacă din întâmplare ocupi o poziție de lider,
te adaptezi destul de bine la noul tău rol și chiar câștigi succese de la subordonații și colegii tăi. Tu reușești să faci ușor contacte în comunicare, deoarece ești bun în înțelegerea stării publice. Ești foarte pasionată și atractivă pentru sexul opus în senzualitatea ta. Adesea tu joci pentru public, posezi calități atât de valoroase ca modestia și reacția. Numai un cerc foarte aproape de oameni poate fi invitat în casa ta. Este important ca tu să înțelegi scopul tău în viață pentru a evita mersul într-un cerc și obsesia față de acele lucruri care, de fapt, nu reprezintă o valoare specială pentru tine. Dragoste și compatibilitate. Ești foarte atractivă, lista inimilor pe care le-ai rupt este considerabil de lungă. Cu toate acestea, principalul dezavantaj al tău este că nu poți fi sinceră și atunci când vei termina relația, conexiunea continuă într-un mod lent pentru o perioadă lungă de timp. Tu poți stabili relații bune, precum și o alianță puternică de căsătorie cu Balanța, Gemenii și Săgetătorul. Compatibilitatea medie este atunci când opțiunile sunt posibile în anumite circumstanțe, și anume, dacă aceștia învață să se asculte unul pe celălalt, să se dedice și să convină asupra distribuirii drepturilor și obligațiilor în familie. În acest caz, cu Pești, Berbec, Leu și Capricorn, poți face totul să se întâmple. Unirea este nepotrivită cu Racul, Scorpionul, Fecioara, Taurul și Vărsătorul. Pur și simplu, sunt complet diferiți. Aceste semne nu primesc cu îngăduință frivolitatea ta aeriană și nu te păstrează în zona dulce și caldă a inimilor. Locuri de muncă și carieră. Născută la capătul Capricornului, ești destul de ambițioasă și te grăbești cu disperare la vârful carierei. Tu întotdeauna și în toate încerci să fii prima și cea mai bună, dar ești în mod constant atrasă de distracție și plăcere. Îți pierzi pozițiile cucerite și te îngrijorezi foarte mult. Tu trebuie să înveți cum să te legi mai ușor de aspirațiile tale de carieră și să-ți amintești faptul că lucrul pentru tine în viață este important. Norocul îți va zâmbi numai dacă poți reconcilia în sufletul tău toate contradicțiile, hedonismul și activitatea în muncă, obsesia cu scopul. Ești adesea ruptă între cele două părți ale naturii tale, între cele două semne ale zodiacului și nu poți găsi mijlocul de aur. Problemele de sănătate, bătrânețea, problemele din viața personală, te forțează și îți distrag atenția de la construirea unei cariere și poți percepe asemenea situații ca prăbușirea a tot ceea ce este. Se întâmplă că pentru o fascinație precoce să fii retrogradată, ca manager sau lider ești dezgustătoare, lipsită de rigiditate. Tu ești mai potrivită pentru profesia de specialist în gust. Vei face carieră dacă vei studia amprentele purecilor mai repede decât să încerci să conduci o echipă de muncitori. Sănătate și boli. De regulă, tu asculți cu atenție sfaturile privind îmbunătățirea sănătății. Îți plac efectele senzuale ale masajului. Pentru a nu-ți produce disconfort, trebuie să eviți exercițiile fizice excesive. Pentru tine, autoexprimarea sexuală regulată este foarte importantă, mai ales că te bucuri de admirația atributelor tale fizice. Ca parteneri, este mai bine să cauți pe cei care conduc un stil de viață similar. Hrănirea de la un soț iubitor îți va menține echilibrul. Dieta ar trebui să fie blândă, în majoritate bazată pe lapte vegetal și fără ouă. Tu prețuiești confortul și bucuria, așa că masajul regulat și absența stresului prea mare sunt potrivite pentru tine. Îți place să ai grijă de tine însăți și de trupul tău? Sexul regulat este, de asemenea, foarte important pentru tine. Soarta și norocul. Vibrațiile zilei sunt de așa natură încât sporesc proprietățile naturii umane. Ești inteligentă, rapidă în acțiune, îndemânatică, te adaptezi ușor la orice situație. Ești independentă și tăioasă, ambițioasă, ai întotdeauna o părere. Ești obișnuită să iei decizii pe cont propriu, dar uneori tinzi să arăți indecizie, prudență excesivă și, în acest sens, pierzi multe șanse profitabile, ceea ce încetinește activitatea și reduce veniturile. În familie, poți fi fericită,
Dar o căsătorie timpurie se poate încheia în divorț. În sectorul financiar, poți fi norocoasă și aproape întotdeauna ai un capital solid în anii tăi de maturitate. Sfaturi pentru tine. Ești o fire luminoasă și neobișnuită, iar cunoștința cu tine poate învăța multe. Ești totuși dependentă de jocul teatral în public, încercând să pari mai bine decât ești cu adevărat. Dar, rămânând singură, ești nemiloasă față de tine însăți și nu-ți faci iluzii excesive despre natura ta. Casa ta este întotdeauna fortăreața ta, tu lași foarte puțini oameni să te viziteze. Cea mai importantă sarcină a ta? Să înțelegi ce ai cu adevărat nevoie în viață și să te oprești, în cele din urmă, să te grăbești, să te abați de la contradicțiile interne. Tu trebuie să-ți găsești armonia, atât în suflet cât și în lumea exterioară. Ferește-te de driftingul mental. Fii conștientă. Ce cadouri ți se potrivesc? Este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului. Cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă. Chiar dacă primești ceva prozaic, designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles te va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu o arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul. De exemplu, sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și iepuri tradițional cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu-zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia. Te atrag caleidoscoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine? Ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile? Lalele, iriși, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare? O carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie, dacă se poate frumos colorate, te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore. Și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine.